Bun, haideți să vă mai dau o informație care să vă bucure apropo de tot ceea ce spuneați. O informație așa, care e pe aici, pe acolo, o trecută, imediat. Domnul Cristoiu, avem un parlament, da? Că dumneavoastră vorbiți, foarte bun, expunere extraordinară, o decupăm și o punem undeva să rămână pentru istorie și nu glumesc. Parlament, birou reunite, aprobare prealabilă pentru procedurile de atribuire a contractelor aferente unor programe de înzestare a armatei. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, deci birourile permanente, au dat joi, astăzi, aprobare prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente unor programe de înzestrare elaborate de Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din cele două camere, urmând ca decizia să fie trimisă Ministerului Apărării Naționale. Și ce cumpărăm? Păi, avem așa. Potrivit memorandumului aprobat, programul de înzestrare, vânătorul de mine, în valoare totală estimată de la Nașul Mare, trăiască, 150 de milioane de euro, da. Fără TVA. De unde le luăm? Calculați undeva aici? Nu calcule, de unde le luăm? Imediat. Zi. Programul de înzestrare submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice. Dumnezeu, cine ne amenință pe noi? Nu știu. De la Nașul Mare, Parlamentul României, România, cum îl cheamă, mobilă și durere, 2 miliarde de euro fără TVA. Constă în achiziționarea două nave de tip submarin din clasa Scorpen și se va derula pe... Poftim? De la cine? Nu spune. Și dau bani acum și când vin. Programul de înzestrare, modernizare, nave purtătoare de rachete, în valoare totală estimată de 375 de milioane de euro fără TVA. Păi de unde bani? În urma dezbaterilor, membrii comisiilor, noi nu avem 20 de miliarde că lipsesc pentru alea. Facem calculul imediat. Îi rog pe cei care ne urmăresc să ne trimită și nouă. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor celor două camere au hotărât să aprobe prealabil inițierea de către MEAPN prin Direcția Generală pentru Armamente a procedurii de atribuire a contractului de achiziție aferent programului de înzestrare menționat anterior, iar această decizie a Parlamentului va fi transmisă MEAPN conform aceluiași document. Cine vinde? Document, autor Sorinel Peneș, editor Mihai Simionescu, cine vinde? Editor online Gabriela Badea. Nu știu. Nici aveți răbdare. Deci îi rog pe oamenii care, calculul e simplu, da? E bine să facă 150 de milioane de euro vânătorul de mine, submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice 2 miliarde de euro, programul de înzestare, modernizare, nave purtătoare de rachete, 375 de milioane de euro. Că problema e că noi dăm acum banii și alea vin pentru... M-a răsut că îți dau o veste mai proastă. La... Când va fi summitul ăsta NATO, deja scrie presa, da, minim independentă occidentală, se va decide o... Nu se va hotărâ cu Ucraina. O nouă strategie. Și ea constă în faptul trebuie să ne pregătim acum să facem față unui atac rusesc, da? Da, asta se spune. Păi nu, stați, în consecință, noi vom cumpăra și mai mult. Da, asta e doar începutul. Da. Eu când eram comunist, atâta lucru învățați. Nu s-a schimbat nimic, da? Nu, stați un pic. Stau. O întrebare simplă. Mă, de unde scot bani? Uniunea Europeană dă miliarde. De unde? Că așa am învățat eu în istorie, da? Nu știu, Harun al-Rashid, da? La un moment dat... cheltuia mai mult decât scotea din taxe și impozite. Și mă rog, mai pornea câte un război. Deci noi pornim un război de unde... Nu, te rog frumos, explică-mi tu. De unde luăm banii ăștia? Deci noi acum avem gaură de 20 milioane. Eu vreau să vă întreb, de unde luăm noi banii păi pentru asta? Întreba pe mine, că tu ești specialist. Nu sunt specialist, domnule, eu sunt amator. Asta ne lipsea nouă acum? Deci, incredibil. Domnule, e un discurs al lui ăsta, dar la finalul emisiunii vi-l citesc, poziția Chinei în problema Ucrainei. Foarte interesant, dar până atunci agenția la Vilnius în iulie vom da un semnal puternic de sprijin pentru Ucraina. Yeah. Mă aștept ca la Kiev să fie semnat un plan de asistență strategică multianală pentru a oferi Ucrainei capacități de tranziție de la epoca sovietică la doctrina NATO, cu și pentru a realiza
interoperabilitatea cu aliații NATO, a spus secretarul general NATO Stoltenberg la o conferință de presă la Lisabona. Înțelegeți ce se întâmplă? Da. Păi da, dar asta arată bani. Că războiul nu se va mai termina niciodată. Nu. Bun. Stai. Vă rog, putem mai am o știre tare. Stai puțin. Putem vorbi de o Ucraina care e acum. Da. Nu înseamnă că e și aia altă, veche. Da. Dacă se ajunge la conflictul înghețat ca în Coreea... Păi putem. Asta se vrea, că imediat vă cită știrea de aici. Master de Leus, președinte... Bun. Asta cu proiectul înghețat. Am o chestie că vor să-l suspende pe ăsta, pe Biden. Ucraina ar putea să devină un conflict înghețat pe modelul Coreei de Sus, spun oficialii de la Casa Albă. Oficialii americani plănuiesc posibilitatea din ce în ce mai mare ca războiul Rusia-Ucraina să se transforme într-un conflict înghețat care va dura mulți ani, poate decenii, și se alătură rândurilor unor confruntări similare de lungă durată din peninsula coreană, Asia de Sus și nu numai, scrie Politico. Poftiți. Da, e posibil. Sunt 10 pagini. Cum comentați? Am spus, e posibil. E posibil, da? Dar deocamdată n-au experimentat toate armele. Ha, mai e o chestie tare, uite, apropo de știri. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a declarat joi că dacă toate cerințele Rusiei privind acordul cu cereale nu sunt satisfăcute în următoarele 2 luni, acordul va fi reziliat după 17 iulie. Da, probabil că atunci aveau nevoie acum să-l sprijine pe Erdogan. Și nu putea să nu prelungească. Era și o victorie... A lăsat chestia asta să-l ajute pe Erdogan, după care vor suspenda acest acord. Da, perfect adevărat, mi se pare și mie. Suspendarea acelui acord înseamnă că nu o să fie apă pe Dunăre câte navi o să treacă. Pentru că... Ucrainene. A, pentru că șosele. Adică corect, e bună, e foarte bună observație. Totul se va duce pe noi. Taylor Greene, republicană și unul dintre cunoscuții asociației fostului președinte american Donald Trump, a anunțat intenția de a prezenta un proiect de lege privind demiterea actualului lider american Joe Biden în Congresul SUA. Pe ce temă? Cu cel mai înalt grad de solemnitate, îmi declar intenția de a prezenta astăzi un proiect de lege de punere sub acuzare a președintelui Statelor Unite, care lucrează la distrugerea sistematică a țării din 20 ianuarie 2021, a spus congresmena. Păi ăla cum l-au împușcat pe Ceaușescu, că a subminat economia națională. Păi se prăbușește America. Republicanii ar trebui să se roage la Dumnezeu să rămână ăsta candidat. 80 și ceva de ani, moare în timpul campaniei. N-are. Sunteți un om rău dacă îmi dați cum am ales tu că am 75 de ani și sunt deja obosit. Bun. Și nu n-am condus. Unde, domne, că ați avut azi 2 emisiuni, da, ați nu, mai aveți. Cum, la noapte aveți aia și așa mai departe. Pastila. Pastila. Bun, știți că e o nouă lege a învățământului. Conform legii, statul poate sprijini inclusiv învățământul privat acreditat și se facă exact cum v-am spus. Nu vă citesc toate astea. Instituțiile de învățământ superior pot prelua singure sau prin asociere, după caz, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, spitale, farmacii, unități medicale ambulatorii, inclusiv stomatologice, cabinete de specialitate, cu aprobarea Senatului Universitar, conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să fie preluate este ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de învățământ și cercetare. Pe cine poate să spun asta? Bă. Obiectul de activitate al asociațiilor și fundațiilor trebuie să fie conex misiunii instituției de învățământ superior, se arată în amendamentul propus de grupul PSD și adoptat de comisie. Tot pentru creșterea performanțelor instituției, instituțiile de învățământ superior pot înființa singure sau prin asocierea societăți comerciale, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, spitale universitare, farmacii universitare, unități medicale ambulatorii și cabinete de specialitate, inclusiv stomatologice, cu aprobarea Senatului. Haideți, domnul Cristian. Adică cum? Adică Facultatea de Științele de la SNSPA va avea și o fabrică de cârnați? Da. Mă rog, e singurul care poate să aibă, da. Singurul care ar putea să-i salveze. Da. Dar cine a băgat amendamentul ăsta? Unul de la PSD, v-am citit mai devreme. Mare este că aici sunt niște afaceri. Îți dai seama ce afaceri erau până acum, da, pe acum, da? Da. Deci ia Universitatea Politehnică, oricum are un post de televiziune, stai că nu e o noutate de știri, ce poate să ia un cunu, ce combina poate să ia?
Poate să ia loto, nu, ăla de jocuri de noroc. Jocuri de noroc, păcănele. Da, da, păcănele. Merge, stă lângă universitate, e bine să aibă câteva săli de păcănele. Dar nu văd care e rostul. Ca să ajute la dezvoltarea universităților. Da. Bruxelles, 18 mai, astăzi, da? Maule, cât de tare asta. Bruxelles, 18 mai, Reuters. NATO va face încă un pas la summitul său de la Vilnius din iulie. Liderii urmând să aprobe mii de pagini de planuri militare, planuri secrete, care vor detalia pentru prima dată de la războiul rece încoace cum va răspunde alianța la un atac al Rusiei. Opa! Și? Alianța avertizează acum că trebuie să aibă toate planurile în vigoare cu mult înainte să izbucnească un conflict cu un adversar precum Moscova. Conferința de presă regulată, păi bun, acum urmează ăla chinezul. Păi domnul Cristoiu, aici dați-mi voie să comentez eu. Păi domnule, pă, rușii nu erau vai de mama lor? Ba da. În chiloți? Ba da. Omorâți cu... Și Putin era o boală fată. Bun, lăsați, mai serios, da, vorbim serios acum. Și aia cu borcanul de castraveți i-a dat în dronă și a omorât... Și acum, stai, lansează 15 rachete și ucrainienii potrivit doboară 17. Da, așa este. Păi da. Nu, păi stați un pic, în condițiile în care începe contraofensiva, da? Când începe? Va începe în Ucraina, o să dau o știre, în Crimea. A, în Crimea. Deci începe contraofensiva. Rușii sunt la pământ, nu mai au armament. Ce spunea oia? Că la defilarea de la... Avea un singur tank și ăla vechi de la muzeu. L-au luat de la muzeu. Păi și atunci cum spuneau, adică... generalii nu știu. Cum adică? Mai citesc o dată, domnul... Domnul Marestu, când noastră vrei, tu vrei unde, în cazul unui război să te conducă generalii ăștia care... Da, eu fără ea nu. Deci nu, vă mai citesc o dată. NATO va face un... Dar cum ajung ăștia generali? Prin concurs. Ce înseamnă general? NATO, pe ciucă nu e general. Ba da, se vede. NATO va face încă un pas la summitul său la Vilnius din iulie. Mai sunt o lună, iunie, că începe acum. Liderii urmând să aprobe mii de pagini de planuri militare secrete care vor detalia cum va răspunde alianța la un atac al Rusiei. E o șmecherie ca să evite discuția cu Ucraina. Și atunci se va discuta ăsta sau lua măsuri. Rusia nu atacă NATO. N-are cum să... Dar dacă ar fi un război, la câtă experiență o dobândi rușii acum, toate hârtiile astea... Păi tu asta spun, mi se pare... Păi Wang Wenbin, ăsta al Chinei, da? Poziția Chinei în problema Ucrainei este consecventă și clară. Ucraina nu ar trebui să devină frontiera în confruntare cu puterile majore. Pardon? În circumstanțele actuale, toate părțile trebuie să rămână calme, să-și exercite reținerea și să evite să ia orice acțiune care putea escalada sau complica criza. Ar trebui depus, se zice chinezul, eforturi pentru a construi o arhitectură de securitate europeană echilibrată, eficientă și durabilă prin dialog și consultare pentru a găsi o soluție care să conducă cu adevărat la pacea și securitatea durabilă în Europa. Se poate decât... Opa, pe noi aici atacă pe ăla, pe Stoltenberg. În ceea ce privește securitatea europeană, poziția noastră este de asemenea consecventă și clară. Consolidarea sau chiar extinderea grupurilor militare nu este o modalitate viabilă de a asigura securitatea unei regiuni. Securitatea unei țări nu ar trebui realizată în detrimentul securității altor țări. Sperăm că toate părțile vor încerca să obțină o securitate comună, cuprinzătoare, cooperată și durabilă și așa mai departe. Da. Va începe China ca Ucraina să renunțe la... Am o continuare a vizitei lui Li Hui în Ucraina. În timpul vizitei Li Hui a cerut Kievului să înceapă discuții cu Moscova, dar ministrul de externe ucrainean, Kuleba, normal, a insistat să spună că integritatea teritorială a țării sale nu poate fi ruptă ca urmare a unor negocieri. Deci va accepta China ca Ucraina să renunțe la părți din teritoriul său dacă ar opri luptele? E noi prematur, mă răstu, că să discutăm acum de război. Probabil că... Of, Doamne! Ei se bazează și americani. N-ai observat un lucru foarte important. Care? E o delegare de către americani. Americanii au probleme și economice, dar mai ales de alegeri a înarmării Ucrainei europenilor. Mai ales opăritul Germaniei. Însă puțină lume observă că asta este o modalitate prin care
puterile europene au obținut libertatea de a negocia cu China.